mai mare diametru ca posta. La aproximativ două săptămâni distanță, după ce groapa de la Slănic a fost asfaltată, zona s-a tasat, iar pe alocuri au apărut crăpături. În cursul zilei de sâmbătă au început să se facă mici tasări. În cursul zilei de ieri, duminică, 11 august, după ora 13, s-a agravat foarte mult surparea, după cum se vede și în imagini și în fotografii. Deci, efectiv, de la oră la oră, tasarea, surparea se agrava, perimetrul, diametrul acestei surpări s-a extins destul de mult față de cum era înainte. Localnicii se tem acum ca nu cumva situația să se înrăutățească și să fie din nou evacuați. Bineînțeles că se tem, pentru că li s-a spus că zona este sigură. Aseară, după ce groapa aceea s-a extins, foarte multă lume a venit în zonă să vadă despre ce este vorba. Sunt îngrijorați, blocurile la fel din zona, am înțeles de la locatari că au probleme cu închiderea ușilor, cu alte distanțări ale rosturilor de prin jurul acelor blocuri. Deci oamenii sunt panicați. Autoritățile locale și județene spun că lucrarea are o garanție de bună execuție, iar în zonă mai sunt de îndeplinit anumite lucrări de stabilizare. Lucrarea, bineînțeles că are mai multe etape, are mai multe zone în care trebuie efectuată, pe lângă zona propriu-zisă a gropii, vorbim și de zona blocurilor unde trebuie făcute infiltrări de beton. Vorbim de betonarea cursului apei de aproape, din proximitatea gropii. Prefectura Prahova anunță că va monitoriza îndeaproape situația, iar în cazul în care este necesar, se va întruni comitetul local și cel județean pentru situații de urgență, pentru a lua măsuri rapide, astfel încât problema să fie ținută sub control. Situația puțin probabil, în care lucrurile vor avea o evoluție neașteptată și gravă, atunci comitetul va interveni. Dar deocamdată vorbim de niște lucrări, vorbim de o garanție, nu cred că trebuie să ne ducem cu gândul la situație de urgență. Strada 23 august din Slănic s-a prăbușit joi dimineață pe 25 aprilie. La acel moment s-a format un crater de aproximativ 2 metri pe o suprafață de 60 de metri pătrați. Imediat 20 de persoane din două blocuri de locuințe învecinate au fost evacuate, la fel un agent economic din zonă, dar și sediul poliției din oraș.